Hai, Ioane! Felicitări, primul tău gol în 13 meciuri de Superliga, după cum am anunțat deja pe pagina oficială de Facebook. Cum te simți? Mulțumesc, mă simt bine, nu în totalitate, fiindcă nu am adus cele 3 puncte la Sibiu, dar sper pe viitor să fie mai bine, să marchez și să luăm cele 3 puncte. A fost o confruntare încrâncenată, mai ales spre final. Da, a fost un meci greu din cauza căldurii sufocante. Sper ca pe parcurs să nu mai fie căldura asta așa sufocantă și să se joace fotbal cum trebuie să se joace. Un meci echilibrat, să spun așa, dar chiar dacă am câștigat un punct pe terenul unei echipe care încearcă să se joace mai ofensiv față de anul trecut, am fost un pic supărat pe băieți în prima repriză, pentru că am făcut în anumite momente mai multe atingeri decât trebuia. Și atunci v-am pierdut mingea, a trebuit să facem efort să o recâștigăm și pe căldura asta, cum toți acuză aceste temperaturi, normal că este un impediment în momentul în care vrei să ai o progresie bună. Am dat un gol rapid, bine, chiar dacă adversarul, ca să dai gol, adversarul trebuie să greșească, a greșit adversarul, dar a fost o acțiune frumoasă pe început de joc, finalizată cu gol. După aceea am fost egalați imediat, într-un moment în care puteam evita acea lovitură liberă. Am jucat pe presiunea lor undeva minge lungă, am încercat să ieși și cu minge scurtă, a ieșit acel fault și a venit golul de 1-1. În a doua repriză am reglat lucrurile, am controlat în mare parte, dacă știu, eram puțin mai atenți, puteam și marca. Am dus jocul în multe momente în jumatea adversă, având o posesie bună. Au apărut și greșelile, pentru că cine nu muncește nu greșește și puteam fi taxați. Dar îmi felicit băieții pentru efort și pentru joc și până la urmă am câștigat un punct, cum spuneam mai devreme. Avem 4 puncte după 2 etape, să spunem că este cât de cât ok.